În perioada 16-18 octombrie, tinerii din Mioveni au participat la seminarul Joc de Strategie Politică Locală. Aceștia au învățat pe parcursul celor 3 zile ABC-ul politicii locale, modalități de implicare a cetățenilor în decizia publică, cum se desfășoară o ședință publică, iar la final au avut posibilitatea să simuleze una. Îmi pare foarte bine că am participat la acest seminar, pentru că am dobândit foarte multe cunoștințe. M-am motivat dorința de cunoaștere, pentru că am participat și la multe alte activități și n-ar strica una în plus. De exemplu, nu am învățat că în Consiliu domnul primar și domnul viceprimar n-au dreptul de vot, ce lucru pe care nu-l știam. Am învățat că și oamenii din mulțime din oraș pot veni atât timp cât au pe cineva în Consiliu să-și pună punctul de vedere. Pe lângă consilierii locali, la ședință a participat și primarul orașului Mioveni, Ion Georgescu, care a primit atât întrebări din partea tinerilor, cât și propuneri de proiecte, printre care construirea unui parc industrial, a unui planetariu cu observator sau a unui cinematograf. Implementarea unor panouri solare în partea carosabilă, astfel încât mașinile să aibă mai bună acuratețe în momentul conducerii, deoarece toate luminile vor fi implementate la nivelul solului, iar solarul va reuși să reducă costurile electricității la nivel local și astfel va ajuta și mediul, deoarece este un proiect bazat pe mediu, care, dacă va fi finanțat, va fi finanțat din fonduri europene. Au fost extrem de încântați, li s-a părut că este un proiect inovativ. Proiecte de hotărâre foarte, foarte îndrăznețe, care cu siguranță vor ajunge pe ordinea de zi a Consiliului Local Mioveni. Ca și sfaturi, i-aș încuraja să se implice în viața politică, indiferent de partidul pe care ei și-l vor alege. Este important să fii cetățean activ și nu să stai deoparte. Este bine că la vremea actuală sunt fundații și persoane care se ocupă să le dea noțiune primare la tinerii care fac 18 ani despre politică. Pentru că sunt foarte mulți, și ne uităm la generație mai din urmă, după 89 până acum câțiva ani de zile, nu au fost asemenea instituții care să le dea noțiunea și cred că și de-aia prezența la vot a tinerilor a fost foarte mică în ultimii ani de zile. Tinerii participanți la seminar au simulat ședința de consiliu împărțiți în 4 partide, partidul Roz, Vișiniu, Albastru și Verde.